prima Parisului la Cité International des Arts, în apropiere de Pompidou, unde Matisse își expune zilele acestea la Blues Rumen, s-a deschis poate cea mai mare expoziție de artă contemporană românească. Așa că în luna martie, la Paris, s-a vorbit mult despre România. Asociația Culturală Internațională Soleil de l'Est, sub înaltul patronaj al excelenței sale, domnul Bogdan Mazuru, ambasadorul României în Franța, în parteneriat cu Cité International des Arts, a organizat la Paris un salon de pictură contemporană românească. Curatorul expoziției, doamna Anne-Michelle Vrie, membra a Comitetului Internațional al Societății Salonului de Toamnă de la Grand Palais, a selectat peste 150 de lucrări semnate de 55 de pictori români. Printre cei 55 de participanți se numără și artiști stabiliți în Franța, Belgia, Germania, Spania, Italia și Bulgaria. Dificilă organizarea, cât timp v-a luat? Organizarea a fost nu dificilă, a fost un roman, pot să fac un film. Proiectul l-am gândit în urmă cu 2 ani de zile. Pe baza faptului realist că în Franța pictura română sunt într-adevăr câteva prezențe, sunt pictori români care stau în Franța, dar aceștia fac o expoziție personală, mai face altă expoziție personală, Institutul Cultural Român nu mai face expoziții de pictură, ci numai de fotografie, și atunci am zis noi, domnule, hai să le arătăm totuși că noi avem potențial și avem și cu ce să stăm în față. Atunci ne-am gândit, hai să facem o expoziție mare la Paris, unde? La Cité des Arts, care într-adevăr este un loc prestigios, aici se fac reședințe de artiști din toată lumea și printr-o conjunctură de politică culturală noi am putut veni aici cu niște recomandări de la personalități care ne cunosc de ani de zile, care știu că noi organizăm ceva serios și de calitate și așa am reușit să accedem la acest loc extraordinar care se numește Cité International des Arts. Invitatul de onoare al expoziției a fost maestrul Dan Hatmanu. Dan Hatmanu s-a născut la 31 octombrie 1926. A urmat cursurile Academiei de Arte Frumoase din Iași. La secția de pictură l-a avut profesor pe maestru Corneliu Baba, iar la cea de sculptură pe maestrul Ion Irimescu. În 1960 a câștigat bursa Nicolae Grigorescu, decernată de Academia Română. Studiază apoi un an la Leningrad, la Academia de Pictură, Sculptură și Arhitectură, și un an la Paris, la Institutul Internațional de Studii Pedagogice din Sèvres. A fost profesor universitar și rector între anii 1984-1990 al Facultății de Arte Plastice din Iași. În prezent este profesor consultant. A avut peste 30 de expoziții personale și de grup în foarte multe țări. Cum v-ați defini opera dumneavoastră acum, după atâția ani de când creați, de când expuneți? Cum ați defini-o? Eu aș spune că este unitară, cu toate că eu am mers pe cicluri tematice, totuși am păstrat și niște lucruri comune care mă caracterizează, printre care aș menționa chiar poezia, ironia, autoironia, o anumită pasiune pentru meseria aleasă și niște influențe pe care le-am depășit cu timpul. În această etapă preferați portretul? Eu abordez toate genurile, inclusiv portretul. Și prefer în special portretul. Am moștenit această pasiune pentru portret de la maestrul meu Corneliu Baba, care spunea, port în mine viciul portretului. Tudor Banuș s-a născut la București în 1947. Este grafician, desenator, gravor și pictor.
A emigrat în Franța în 1972, pe când avea 25 de ani. A avut colaborări prestigioase ca ilustrator la marile săptămânale ale lumii libere, Le Monde, New York Times, Die Zeit, Le Figaro, L'Express și la edituri cu greutate precum Lafon, Gallimard, Hachette, Le Presse de Cité, Simon & Schuster. Într-o epocă în care comunicarea dintre Est și Vest se izbea violent cu capul de faldurile cortinei de fier. Prin urmare, nu avea cum să ajungă la urechile și mai ales la ochii publicului român. În anii ce au urmat obținerii cetățeniei franceze, a deschis circa 45 de expoziții personale la Paris, Bruxelles, Londra, München, Hamburg, Viena, Nürnberg, Geneva sau New York. Cum se poate vedea, Bucureștiul după 1989 lipsește de pe harta manifestărilor publice ale artistului. Un prim semn însă că locul său de origine îl preocupă este faptul că ilustrează în 2004 Enciclopedia Smeilor de Mircea Cărtărescu. Primește pentru această colaborare Premiul Național din partea Ministerului Culturii. În 2010, Institutul Cultural Român îi publică un album de sinteză care reia întregul traseu biografic și artistic al plasticianului, care este magnific ilustrat și care beneficiază de exegezele unor comentatori de talie. Care e povestea acestei lucrări pe care ați adus-o aici? Povestea e intrinsecă tabloului, în sensul că poate fi citită în mai multe feluri și asta este unul din scopurile picturii mele, să fie un labirint din care se poate ieși și intra prin diverse locuri. Deci nu există un mod de întrebuițare fix și unic. Locuind în Paris, e o dorință de a intra oarecum în măruntaiele lui și în trecutul lui. Deci este și o aluzie la Saint-Geneviève, Sfânta Patroană a Parisului și acele devize a Parisului care este fluctuat necmergitul, ceea ce se poate traduce prin plutește și nu se duce la fund. O temă preferată aveți? Tema e lumea. Lumea în toată diversitatea ei care e infinită. Deci nu fac decât să creez fațetele unui caleidoscop care sper că văzute împreună ne dea o imagine despre lumea asta care este și tragică, și comică, și derizorie, și plină de dragoste și generozitate uneori, rareori, dar este. Deci, de la șoricei până la, știu și eu, Sfânta Geneviève, există toată gama de ființe și ierburi și pietre și cer și tot. Deci, toate sunt importante și toate sunt consemnabile în pictură, în desen, în gravură. V-a influențat foarte tare contactul cu lumea reală, cu presa, care e un alt soi de lume decât arta plastică. Presa prin intermediul textelor, adică autorii. Și chiar, hai să zicem, prin termenele foarte scurte pe care presa le acordă desenatorilor, sigur că asta te obligă la o anumită putere de concentrare pe o temă precisă și într-un timp scurt. Încetul cu încetul s-a format și ochiul directorului artistic ca să ofere posibilitatea să ilustrez teme cât mai largi de o anumită anvergură, fie literară, fie socială, care să-mi permită să fac niște desene suficient de valoroase, să zic așa, care eu le făceam și pentru ei, dar le făceam și pentru mine. Deci am putut să recuperez un anumit număr din desenele astea pentru expoziții, ca lucrări de sine stătătoare. Doina Bote s-a născut la București. A studiat la Institutul de Arte Frumoase Nicolae Grigorescu din București, unde l-a avut profesor pe maestrul Alexandru Ciucurencu.
de an bun trăiește în Italia. La solicitarea guvernului României, pictorița Doina Botez a realizat o transpunere pe pânză a valoroasei miniaturi Madonna Romena, Maica Domnului Cuie, dintr-o veche carte de cult românească, tablou dăruit papei Ioan Paul al II-lea. Doinei Botez s-a decernat mulrăvnitul premiu internațional Beato Angelico, cel pe care același papă, Ioan Paul al II-lea, l-a declarat patronul universal al artiștilor. În ultima perioadă am revizitat mitologia greco-romană și m-am inspirat din textele lui Ovidiu, profitând și de apropierea pe care o avem cu Ovidiu. A fost complicat pentru noi ca artist venit din România să pătrundeți pe piața italiană? Da, a fost complicat. A fost complicat pentru că, normal, în Italia m-am născut încă o dată. Normal că nu eram cunoscută. Eu am venit cu foarte multe lucrări, de fapt, mai fusesem cu bursă, cu expoziție, testasem faptul că lucrările mele sunt apreciate, deci am venit cu mare curaj și cu o mare inconștiență, dar cu mult curaj și într-un fel cu certitudinea că lucrurile vor merge cu perseverând, însă cu multă muncă și cu răbdare. Însă important este să poți avea liniștea și forța să creezi și să dorești să evoluezi în fiecare zi și pentru mine a fost important să pot să mă confrunt. Întotdeauna am participat, întotdeauna am făcut lucruri în contexte în care mi-au dat posibilitatea să mă confrunt. Fie cu mine însumi, fie cu alții, ceea ce înseamnă totdeauna un stimulent. Emil Ciocoiu s-a născut în 1948 lângă Târgu Jiu. Din 1980 trăiește și lucrează în Germania, iar picturile sale fac parte din colecții aflate în muzee sau în așezăminte particulare din Germania, Belgia, Olanda, Italia, China sau Luxemburg. Chiar înaintea aderării noastre la Uniunea Europeană, a expus la Bruxelles în sediul Comisiei Europene. Numit și pictor al astrelor pentru compozițiile sale de început de lume și jocul cu energii pline de culoare, Emil Ciocoiu ni se arată un atent și sensibil observator al frumuseților care îți umplu sufletul. Am citit o declarație noastră când ați expus la Comisia Europeană acum mulți ani buni, spuneți că sunteți cetățean european. Artist, sunteți european, român, german? Sunt român care trăiesc în străinătate, trăiesc în Germania și vibrez dovada și expozițiile mele de la NATO organizate înainte să intre România în NATO și expoziția de la Berlaymont în Bruxelles, unde am vibrat în sensul, dacă vreți, patriotic românesc. Cam toate lucrurile mele au o tentă și o căutare în sensul luminii. Sigur, nu pot să mă dezic. Acestea sunt cele trei lucruri care le prezint aici și care vorbesc despre preocupările mele artistice și despre felul meu de a fi, de altfel. Un artist nu poate să dezică decât, adică structura artistului se manifestă indirect în pictura pe care o face sau în arta pe care o face. Mesajul este de optimist, este de bucurie, de înțelegere între oameni, de armonie în general. Cât de tare este influențată opera unui artist de locul în care trăiește? Este influențată, sigur, în sensul, să spunem, al rigorii structurii societății în care trăiești. Eu trăind în Germania, dacă vreți, se poate observa o anumită ordine în ceea ce fac, o anumită arhitectură interioară a lucrărilor, dar sufletul vine din partea românească.
Aveți o temă preferată? Am trei mari teme. Bineînțeles, în diverse variațiuni. E vorba de om, natura și univers. Cât de important este pentru un artist plastic să expună des, să expună mult? E foarte important, mai ales în momentul în care trăiești în altă țară, pentru că trebuie să vă mărturisesc că în anii 80, când am ajuns în Germania, nu eram cunoscut, nu eram nimeni, de altfel, în sensul afirmării artistice. Și am înțeles că trebuie să lucrezi foarte mult și să expui foarte mult, să fii văzut, pentru că numai așa se poate avansa și se poate construi ceva. Brăilean, prin naștere, artistul Mircea Nicolau a emigrat în 1987 în Germania, unde trăiește și creează și în prezent. În perioada cât s-a aflat în țară, a creat scenografia la 121 de spectacole de teatru, operă, muzical, de televiziune și teatru pentru copii, a participat la numeroase festivaluri și concursuri de scenografie din România și de peste hotare, fiind distins cu mai multe premii. În 2007 i s-a conferit premiul de excelență pentru întreaga activitate de către Asociația UNIMA. Ca pictor de șevalet și-a deschis începând din 1988 expoziții personale în România, Germania, Franța sau Statele Unite. A expus în mai multe rânduri la Salonul Independenților de la Grand Palais din Paris, precum și la alte manifestări de profil organizate în Japonia, Luxemburg, Belgia, Spania sau Olanda. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și Germania. Eu nu lucrez într-o singură direcție. N-am răbdare să lucrez într-un singur sens. Și atunci partea cea mai mare a picturii mele este în surrealism. Și din câteodată trec la abstract, ceea ce vedeți aici. Dar o temă preferată aveți pe care o transpuneți în aceste treceri? Temă preferată n-aș putea spune că am, însă trebuie să aibă întotdeauna un hintergrund de idee lucrarea. Adică nu mă interesează o lucrare care e portretul lui Popescu. A fost greu să pătrundeți pe piața de artă germană venind din România? Asta amuzant. M-am dus să mă înscriu la un fel de Uniunea Artiștilor Plastici. Eu, fiind membru al Uniunii Artiștilor Plastici în România de ani și ani și ani de zile, am zis că vreau și eu. Și mi-au spus, da, dar mai stați puțin că ați venit prea de curând și că asta am făcut-o chiar în primul an. După un an jumate, doi, am expus la Paris, la Salonul de Toamnă. După asta, imediat mi-au spus, sigur, cum să nu poftiți? Dorin Baba s-a născut în 1963 la Iași, unde a absolvit Academia de Arte Frumoase. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. A avut expoziții personale și de grup în țară și străinătate. Are un masterat în psihologie și a beneficiat de o bursă Erasmus în Italia. A studiat acolo psihologia și managementul cultural. S-a întors la Iași și creația lui s-a transformat simțitor. Eu citisem o caracterizare noastră că ați fi un artist plastic fericit. Aveați niște tablouri foarte luminoase de primăvară, de vis. Aici au altă poveste, sunt din altă gamă. De ce? Da, eu sunt un artist fericit, într-adevăr. Dar perioada mea de vis, contemplația care încercam să o aduc pe pânză, s-a transformat în cu totul altceva, ceea ce vedeți. Am început să observ mai atent ce se întâmplă în jurul meu, am ieșit din stare de visător, de artist visător și am început să mă implic în ceea ce se întâmplă în societate. Mai rămâne în aceste condiții tablou un obiect de decor? Nu.
Dar în ce se transformă? Se transformă într-un... într-un loc în care eu am să notez plastic, am să rămân la modul elegant, ceea ce am de spus. Cornel Bârsan s-a născut la Brașov în 1965. A studiat la Academia de Arte Frumoase în București. Acum trăiește și creează la Paris. A participat la multe expoziții colective în Paris, Milano și la Bogota, în Columbia. Este un autoportret. Este un autoportret. Aș putea spune că sunt pantofii familiei mele, ai mei, diferiți pantofi, ai soției și ai fetiței mele de 2 ani. Și un univers care mă gândesc că, de fapt, mă caracterizează. Acum pot spune cu bucurie că acesta este autoportretul. Chiar dacă avem clișee estetice în ceea ce privește noțiunea de portret, noțiunea de autoportret, m-am gândit să mă reprezint altfel. Nu într-o nevoie de originalitate, ci dintr-o nevoie a inimii, dacă vreți. M-am gândit să fac ceva atipic. În general, cum mă interesează temele puțin grele, temele incomode, m-am gândit că ele... Uitați-vă, de exemplu, la Parisul făcut din nisip. Nu trebuie foarte multă cultură, să zicem, teologică sau filozofie, ca să ne gândim la acel memento mori, în care toată nebunia lumii e ca nebunia, e ca o suflare de vânt. Și sub aspectul jucăriilor, de fapt, nu vreau să spun altceva, că până la urmă-urmei, deși e tragic, dar poate și frumos și sublim în același timp, totul este vărsare de vânt, ca un nisip. Aici m-am îmbogățit. Deci m-am îmbogățit foarte legat de valorile ortodoxe în România, în sens teologic, în sens, în ce sens doriți. La început am fost destul de refractar la ce se întâmplă. Ca mai apoi să înțeleg ce înseamnă valorile ecumenice. Marele merit al Salonului de Pictură România Contemporană a fost că a reușit să aducă în același spațiu lucrări de orientare artistice suprarealiste, hiperrealiste, neosimboliste, postmoderniste, dar și piese de artă abstractă, gestuală și conceptuală. E o expoziție frumoasă, mare, sunt peste 50 de pictori români în centrul Parisului. Câteva dintre lucrări sunt semnate de nume foarte cunoscute ale artiștilor plastici români, alții mai puțin cunoscuți. Cum apreciați această selecție? Deja e o selecție făcută de o asociație culturală. Nu e o selecție oficială. Este cu atât mai mult, pentru mine, e demonstrația că pictura contemporană românească stă și stă foarte bine.